Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru județul Buzău două avertizări cod galben și portocaliu de vreme rea. Mai exact, partea de nord a județului se află din această seară și până mâine după amiază sub atenționare cod portocaliu de ninsori. Restul județului se află sub cod galben de ploi, vânt și lapoviță, avertizare valabilă pentru o zi. Tocmai pentru a preîntâmpina posibilele probleme care ar putea să apară, s-a întrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în cadrul căreia s-au dispus măsurile ce se impun în astfel de situații. Autoritățile spun că totul este pus la punct și nu cred că vor avea parte de probleme în această perioadă. Sunt pregătiți. În zona de munte de obicei ninge liniștit, nu ninge cu rafale de vânt. Sperăm să nu avem probleme. Este avertizare, cod portocaliu, doar în partea de nord a județului, pe cele 3-4 comune pe care le știți că le-am avut tot timpul. Sperăm să nu avem mare probleme pentru că nu este cazul, zic eu. Spre finele lunii octombrie acestui an, ministrul afacerilor interne Carmen Dan, în cadrul unei videoconferințe, a făcut un apel la autoritățile locale să se pregătească de iarnă. Totodată, demnitarul le-a spus prefecților să ceară evaluări administratorilor de drum cu privire la acele segmente unde au fost probleme în fiecare an, să discute cu primarii care au în coordonare comitetele locale pentru situații de urgență, să se asigure că aceste comitete își cunosc responsabilitățile și să comunice permanent cu furnizorii de energie electrică. Reprezentanții prefecturii Buzău au format atunci mai multe echipe care au mers în teren pentru a afla cât de pregătite sunt primăriile din județ pentru a face față acestei ierni. S-a verificat în teren, am făcut acele comisii, cele 9 comisii au verificat dacă situația transmisă de aceste UAT-uri sau de comitetele locale corespund. Și corespund și chiar mai aveam două Murgeștiu și nu mi-aduc aminte celălalt care este, dar s-au rezolvat toate. Buzăul a fost afectat serios în iernile din anii trecuți, atunci când ninsorile abundente au paralizat trafic în multe din zone din județ și au izolat sate întregi. În județul Buzău, doar pe o parte din porțiuni de drumuri naționale, precum și pe drumul european, vor fi amplasate parazăpezi. Pentru a se evita problemele ce ar putea să apară în această iarnă, ar fi nevoie de amplasarea de parazăpezi pe mai bine de 30.300 de metri liniari.